Salutare prieteni și bine ați venit la un nou tutorial pe protutoriale.ro. Eu sunt Silviu, iar astăzi o să vă arăt în Adobe Photoshop cum puteți elimina prin două modalități un obiect, un lucru dintr-o imagine fără a-i provoca prea mari dificultăți. Pentru început avem nevoie de Adobe Photoshop, orice versiune, nu contează CS3, CS4, CS5. Așa, pentru început introducem o imagine. Eu am ales această imagine, niște băieți care joacă fotbal într-o pădure, într-un parc, nu știu exact ce este aici. Pentru început să transformăm această imagine în layer, dublu clic pe imagine și dăm OK. Cum vedeți, s-a transformat în layer. Să vă arăt pentru început prima modalitate. Selectăm zoom-ul mai întâi. Dăm aici click pe această lupă sau tasta Z. De exemplu, să zicem că voi elimina acest colț din imagine. Prima modalitate este aceasta. Dăm click dreapta pe această unealtă și alegem Lasso Tool sau tasta L pentru a ajunge la mai scurt la această unealtă. Și ținând click, selectăm nici chiar perfect, așa, pe lângă el, pe lângă ceea ce vrem să eliminăm. Da, am greșit. Pardon. Cât de cât, așa, să fie pe lângă el. Iar acum vom merge la Edit, Fill, sau pentru a ajunge mai ușor tastele Shift plus F5, sau o altă metodă, dați click dreapta, nu cred că o să se vadă, dați click dreapta și aveți Fill. O să merg pe el. Opțiunea precedentă, Edit, Fill. De aici vom alege Content Aware, mod normal, opacitate 100%. Dăm OK. Și după cum vedeți, mi-a dispărut ceea ce am selectat. Ctrl D pentru a deselecta. Și după cum vedeți, abia se observă locul unde am eliminat. Să alegem alt loc. De exemplu, acest băiat ultimul. Din nou selectăm Lasso Tool, îl selectăm cât de cât pe lângă el, așa să fie. Dăm click dreapta, acum se vede, Fill. Din nou Content Aware, mod normal, opacitate 100%. Și dăm OK. Așteptăm puțin. După cum vedeți, mi-a dispărut băiatul pe care l-am selectat. Nu prea se vede nicio dificultate, imaginea este clară. Ceva mai ușor, de selecta mingea, de exemplu. Din nou, click dreapta, Fill, Content Aware, OK. Și după cum vedeți, mingea a dispărut. Ctrl D pentru a deselecta. Iar altă unealtă, cu ajutorul căruia puteți elimina anumite obiecte.
ar fi aceasta. Dăm click dreapta și mergem pe Patch Tool. Selectăm Patch Tool-ul și începem la fel să selectăm pe lângă ceea ce vrem să eliminăm. Nici chiar la perfecție, cât de cât să fie pe lângă el. Cum vedeți, am selectat și ținând click, tragem și selectăm o parte din afara din imagine. După cum vedeți, cei doi băieți au dispărut, dăm Ctrl D, se vede un mic defect aici, dar dacă dăm cu zoom, numai cu zoom se vede așa mai bine. Aceasta este a doua opțiune, să mai selectăm și aici acești doi băieți. În selectat, din nou, ținem click, stânga, apăsat și tragem imaginea. Din nou selectăm o porțiune, nu ne ducem așa în jurajură. Selectăm o porțiune la același nivel, dăm drumul la click și după cum vedeți mi-au dispărut cei doi băieți. Ctrl D pentru a deselecta și să vedem ce mai am de eliminat în această imagine. Mai am pe acești trei băieți. Să-i elimin cu cealaltă unealtă. Las-o tool. Îi selectăm frumos. Pe lângă ei mergem. Atenție să nu mergem exact pe ei. Să nu... Din nou, click dreapta. Fill. Content aware, mod normal, opacitate 100% și dăm OK. După cum vedeți, mi-au dispărut ce trebuie, dar e un mic defect, mi-a copiat o parte din copac și în imagine. Nu mereu această unealtă merge la orice lucruri pe care vrem să eliminăm din imagine, lucruri așa mai simple, nu chiar așa mai mari, să zicem. Folosim cealaltă unealtă dacă ne convine, Ctrl Z pentru a reveni la forma inițială, Ctrl D pentru a deselecta, mergem din nou pe această unealtă, click dreapta, Patch Tool și selectăm din nou. S-ar putea să fie și aici un mic defect, pentru că este acel copac și ne cam deranjează. Și ținând click, tragem, dar încercăm să nu mergem încolo, mergem în partea stângă să găsim o porțiune cât mai bună. Nu știu dacă o să meargă chiar foarte bine. Dar uitați că se vede mult mai bine. Ctrl D pentru a deselecta. Și după cum vedeți, cât de cât se vede, dar cred că aici este o mică greșeală. Dăm Alt Ctrl Z pentru a reveni. Ba nu este nicio greșeală. Nu știu ce este copacul, sau mi se pare mie. Dar după cum ați văzut, merge mult mai bine cu Patch Tool-ul. Inițial avem Spot Healing Brush Tool. Dăm click dreapta pe această unealtă și alegem Patch Tool și selectăm cei trei băieți, mergem pe lângă ei frumos, cât de cât. Din nou, click stânga și căutăm o imagine cât de cât corespunzătoare. După cum vedeți, mi-au dispărut cei trei băieți, dar aici în spatele imaginii
se vede un pic, cum vedeți, un pic aici, un pic mai transparent, să zicem, un pic mai alb. Cam acesta este tot rezultatul. Dacă doriți să faceți și voi această chestie, vă sfătuiesc să folosiți Page Tool sau fiecare cum vrea, ori Page Tool, ori Lasso Tool, și după ce selectați, dați click dreapta sau mergeți la Edit, Fill sau Shift F5, fiecare cum dorește. După cum vedeți, se vede destul de bine, cu mici erori, nu foarte mari. Sper că v-a fost de folos acest tutorial. Până ne vom revedea, numai bine. Salut!